Dragii prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este un mesaj personal pentru fiecare dintre noi. Îl găsim în Apocalipsa lui Ioan, capitolul 2, versetul 2. Domnul nostru Iisus a spus apostolului Ioan să ne trimită acest mesaj. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. El scrie o scrisoare adresată bisericii din Efes, biserica apostolească, și spune în ea că știa de lucrarea pe care poporul o facea. El știe lucrările pe care eu le fac, tu le faci. Este trist când lucrările noastre nu sunt deloc de laudat, atunci când nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu facem voința Lui. Însă ei făceau voia Lui, se osteneau. El a văzut efortul nostru, truda noastră. Persoana care vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să-și facă timp să citească Biblia, să se roage, să se analizeze, să vadă ce anume este greșit în viața sa. Aici, în biserică, toată lumea este educată, dar când ajunge acasă, are un comportament inadecvat cu soțul sau cu soția, se maltratează unul pe celălalt. Dumnezeu trebuie să fie prezent în noi, în casa noastră, la locul nostru de muncă. El trebuie să fie prezent când conducem peste tot. Dacă munca noastră nu este corectă, cum poate Dumnezeu să o binecuvânteze? Atunci când pierzi în anumite sectoare al vieții tale, în finanțe, fericire, sănătate, profesie, este pentru că nu ai respectat cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a spus, știu faptele tale, osteneala ta. Și ce mai zice El? Știu răbdarea ta, care este o altă virtute pe care trebuie să-i o cerem Domnului nostru. Dacă nu ai această însușire, caută-L și spune-i, am nevoie de această răbdare, Doamne. Aștepți ca El să facă lucrarea și câteodată El îți dă o revelație care se poate împlini în puțin timp și prin care poți fi binecuvântat. Însă tu nu ai răbdare și te grăbești și astfel pierzi binecuvântarea. Lăsați-mă să mă rog acum, Tată, în numele Lui Iisus, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Tu ai cunoștința despre lucrările noastre, munca noastră și răbdarea pe care o avem. Doamne, noi probabil avem nevoie de multă milă și îndurare. Însă Tu cunoști sufletele noastre și unde am păcătuit. Eu binecuvântez acum acest popor și spun forței răului, care ne asuprește și ne ispitește să facem ceea ce Dumnezeu condamnă. Ieși din această persoană în numele lui Iisus. Amin.